Nu s-a dorit afară. Dar nici nu a fost vreo echipă de procurori care să facă o anchetă serioasă. Asta. Deci până, am înțeles până în 96. Am înțeles că după asta a venit Ioan Iliescu până în 2004. Dar din 2004 Iliescu nu mai avea putere. De ce? Iliescu, care, de ce nu s-a aflat? Ioan Iliescu nu avea putere, însă în structurile de forță ale statului român au rămas oamenii care l-au, adică dacă atunci, undeva în 2005, 2006, 2007, s-ar fi făcut verificări, ar fi avut de suferit. Astfel încât a trebuit, zic eu în mod realist, să iasă din sistem foarte mulți, să nu mai poată împiedica o anchetă serioasă, astfel încât, repet, tot ceea ce am spus prin rechizitorul este adevărat. N-am nicio îndoială, nici cea mai neînsemnată în aparență concluzie pe care am tras-o, sunt convins că nu are nimic neadevărat. Da. Am văzut în rechizitoriu că dumneavoastră ați, pe cine mai erau în viață, i-ați anchetat, întrebat, să zicem, direct. Da. Mă întreb cum ați reușit, deci ei au mai fost și la alte anchete și la... Cum ați reușit dumneavoastră? V-a fost greu să spargeți bariera de clișee, deci eu am stat de vorbă cu atâția, să zice, Măgureanu, da? Da. Ce vă putea aduce el un plus când știați că a răspuns de mii de ori la fel? Virgil Măgureanu a fost audiat în două sau trei reprize, să zic așa, pentru că a avut multe de spus și n-am putut încheia audierea într-o singură întâlnire. A avut o declarație, este la dosar, foarte bună, mai puțin în ceea ce îl privește. Este un om abil, este fără îndoială un om inteligent și a știut, la fel ca Silviu Brucan, de exemplu, să aibă grijă de propria persoană, astfel încât prin ceea ce spune să nu se autoincrimineze. Și, într-adevăr, n-a făcut-o. Deși a fost foarte important în angrenajul de la Revoluție. Ea nu lasă impresia, dacă te uiți la funcțiile și ăsta. Exact, bine, a fost șeful SRI, da, DSS s-a reorganizat, astfel încât în primăvara lui 90 a fost înființat SRI, el a fost director, nu întâmplător, pentru că făcea parte din grupul Iliescu, apropo, așa cum am mai spus-o, toți membrii grupului au preluat puterea pe diferite paliere, bineînțeles, avându-l pe Iliescu în frunte ca președinte de stat. Virgil Măgureanu, de exemplu, a fost șeful Serviciului de Informații, principalului Serviciu de Informații al României, SRI, da? după Revoluție. Cu toții au avut funcțiile de putere cheie în statul român. Da. În toate aceste personaje, marea lor majoritate sunt explicabile prezențe. Să zicem, începând cu Ion Iliescu și terminând cu Măgureanu. Ce căutam piesa asta unul precum Gelu Voican Voiculescu? Nu fusese nomenclatorist, nu fusese... Gelu Voican Voiculescu este un personaj foarte interesant. Am avut ocazia să discut în mai multe rânduri cu dumnealui. Este singurul care a avut o criză de nervi în timpul audierilor. Este și filmat. La un moment dat se enervase ca urmare a întrebărilor puse și s-a ridicat de la masă și a luat mapa pe care o avea asupra lui, a trântit mapa de birou, au sărit hârtiile, a spus ceva de genul ăsta, nu vă permit să mă acuzați, e filmat, nu mai țin minte exact ce cuvinte a folosit, după care, după audiere, a mai stat la discuții cu el, off the record, și-a prezentat scuze pentru ieșirea aceea, spunându-mi chiar la ieșire că la ieșirea din birou că acea cădere nervoasă reprezintă o victorie a noastră, a procurorilor, pentru că el și-a propus să rămână calm și să fie ca un sfinx, așa. Foarte interesant. Ei, chiar el spune la Senat, la Comisia Senatorială, spune că începând cu 22 decembrie, orele 14, când s-au întâlnit la televiziune, el a fost umbra lui Ion Iliescu, timp de până la 25 decembrie. Spune că nu s-a dezlipit de Ion Iliescu, indiferent unde era Ion Iliescu. Ca era să ajungă șef sau avea misiune? Ei, n-am reușit să aflu dacă Gelu Voican Voiculescu a avut o misiune, să zic așa, pe lângă Ion Iliescu sau nu. Sau a fost pur și simplu un beneficiar al unei conjuncturi. Iar el fiind mai revoluționar de felul lui, mai nonconformist, asta este cert,
a prins trenul din mers. Nu știu. Cert e că s-a comportat ca un bodyguard al lui Ion Iliescu timp de cel puțin o săptămână. Era foarte fioros ca aspect, așa, foarte, era tot timpul înarmat. Când erau ședințe pe la MAPN și punea Kalashnikov-ul pe masă și nu îndrăznea nimeni să-l contrazică cu absolut nimic. De altfel, acum vă spun așa ca un fapt divers, la una dintre întâlnirile avute, a avut așa o tentativă de a mă intimida, pentru că la un moment dat, e adevărat, în acea perioadă îi murise soția și a venit spre mine așa foarte cocoș, doar că am avut o atitudine care l-a respins, nu intru în detalii, și spunându-mi că trebuie să țin minte că pentru tine, îmi spunea mie, eu sunt cel mai periculos pentru că nu mai am ce pierde. Mie nu-mi pasă dacă mor sau așa. Adică a fost un fel de o atitudine, a crezut-o el, amenințătoare, dar fără efect, pentru că nu mă intimidez așa de ușor. Da. Cum vă explicați că este pentru o enigmă, pentru istorie? De ce liderii, totuși eu, care au fost în stradă, Dan Iosif sau la Timișoara, nu au ajuns să conducă țara și au ajuns să conducă țara alții? Dan Iosif a fost un revoluționar autentic, da, și nu a vrut niciodată, nu, da, a făcut ce a făcut la Revoluție pentru funcții. Indiferent cum l-au privit oamenii după eveniment, unii l-au simpatizat, alții l-au hulit, dar la Revoluție a avut un comportament de revoluționar autentic, inclusiv la baricade. N-a vrut el? Regulă unii fac Revoluția și alții o folosesc? Nu, nici nu a vrut. Nu am nicio probă pe baza căreia să trag concluzia că ar fi vrut funcții și nu i s-ar fi dat. Nu, el a fost în stradă, animat de dorința de schimbare. Structura lui a fost favorabilă unui comportament revoluționar. Era mai de după blocuri, să spunem așa, dar în sensul benefic pentru un eveniment de tip revoluție. A fost autentic. El are o declarație la Senat fantastică în care explică atmosfera din CC și concluzionează ceea ce am concluzionat și eu. Ne-am împușcat ca proștii. El spune, acum l-am citat, ne-am împușcat ca proștii între noi pentru că nu au fost teroriști. Și acolo fiecare s-a ajuns la un moment dat, asta este, are și o doză de hilaritate. Luptau între ele etajele din CC, etajul 1 contra etajul 2, etajul 3 contra etajul 4, striga cineva teroriștii, deschideau cu toții focul, era un fel de cascadorii râsului cu dezolământ tragic în CC. Dacă scrie o carte, ce fel de personaj ar fi Brucan? Brucan ar fi un personaj malefic, inteligent. Ce înseamnă malefic? Malefic. Cine știe istoria lui Silviu Brucan știe că el a adus stalinismul în România atunci, da? Imediat, da, după al doilea război mondial. Știe că el avea un cuvânt hotărător în presa stalinistă din România, astfel încât prin articole scrise de el au fost efectiv condamnați la moarte oameni sau condamnați la ani grei de pușcărie. Cu pixul în mână, condamna la moarte Brucan. Silviu Brucan a fost foarte abil, a avut relații în exterior foarte importante, astfel încât nu a fost ambasadorul nostru la ONU atâta timp, nu ajungea oricine acolo. Pe numele lui real, Saul Bruckner, a fost un personaj cheie, un ideolog ideolog respectat foarte mult și de Ion Iliescu, să ne înțelegem. Avea influență asupra conducerii, zău? Foarte mare, o influență foarte mare asupra lui Ion Iliescu. Dar cum? Prin ce? Prin faptul că toată lumea știa cine e Silviu Brucan, toată lumea știa că în spatele lui Silviu Brucan sunt niște forțe și din est și din vest apreciabile. Mai mult, este cert că Silviu Brucan se cunoștea cu Mihail Gorbaciov. Acum nu știu cât de profundă era relația lor. Mă îndoiesc că era una de prietenie. Cert e că se cunoșteau. Iar Silviu Brucan, fiind un tip foarte inteligent și șmecher totodată, promova ideea asta că el este într-o legătură permanentă cu Mihail Gorbaciov,
astfel încât atunci când vrea să impună ceva, spunea, vine de la Gorbaciov directiva asta, iar ceilalți pur și simplu nu aveau tupeu să-l contrazică, pentru că, așa cum am și spus o dată trecută, nu suna nimeni la Moscova să-l întrebe pe Gorbaciov, băi, adevărat, așa că era un tip ascultat. Toți martorii din anturajul lui Ion Iliescu spuneau că Silviu Burcan era întotdeauna ascultat de Ion Iliescu. Nu invers. Silviu Burcan își permitea să-l contrazică pe Ion Iliescu în diverse probleme. Cei care îl cunosc pe Silviu Burcan și-l amintesc de la televizor, avea acea emisiune săptămânală, a avut și niște profeții care, iată, s-au dovedit chiar nerealiste, în sensul că noi nu avem nevoie de 20-25 de ani, ci de mult mai mult pentru a intra pe un făgaș al normalității, noi ca societate, zic, dar l-aș caracteriza ca un rol malefic, pur sânge malefic. De, îl ura pe Ceaușescu sau era cinic? În răsunarea lui Ceaușescu a funcționat la el emoție sau cinism? Nu cred că a reacționat emoțional. Nu cred că îl ura, pentru că pe vremea lui Ceaușescu lui nu i-a mers rău, să ne înțelegem. Dacă făcea, să zicem, dacă era arestat, dacă făcea... Da, oricum n-a făcut nici... Dacă era trimis la galere sau ceva, aș fi înțeles o reacție, o atitudine de ură față de Ceaușescu. Nu, cred că din cinism și pur și simplu... Adică, vi-l aduceți aminte, chiar și privirea lui denota răceală. Apropo, în 24 decembrie s-a decis execuția lui Nicolae Ceaușescu și a Elenei la Târgoviște, dar nu a fost Iliescu cel care a spus, măi, vreau neapărat să-i omorâm. Discuțiile au fost între ei, un grup de decizie, grup de decizie format din Ion Iliescu, Silviu Brucan, Gelu Voican Voiculescu, Nicolae Militaru și, în privința aceasta, și Stănculescu, și cel mai înverșunat susținător al ideii de execuție a fost Gelu Voican Voiculescu, care la Senat ulterior, în 93, spune, domnule, am avut o dorință aproape paranormală de a-l vedea mort pe Ceaușescu. Știam că asta trebuie să fac, ca și când voința i-ar fi fost dictată de o entitate din altă dimensiune. Asta spune el, nu spun eu. Brucan a fost imediat pentru, foarte, el cu Voiculescu au fost cei mai înverșunați susținători ai ideii de execuție cu un proces simulat, după care Iliescu a zis, bine, sunt și eu de acord, a acceptat cu jumătate de gură și Petre Roman și Nicolae Militaru era imediat de acord să-i omoare pe Ceaușești, astfel încât s-a decis execuția, iar cel care a fost însărcinat cu organizarea a tot ceea ce însemna viitorul fals proces a fost generalul Stănculescu, care îl aduce și pe procuror, alege și completul de judecată, alege și asesorii populari, la vremea respectivă era nevoie de asesori populari, se face tot aranjamentul pentru execuție și pentru un fals, un așa zis proces penal. Domnul procuror, dacă am face un film despre, pe mine mă interesează despre asasinarea lui Ceaușescu de către, până la urmă, Iliescu, care nu era, nu încoate. Iliescu a semnat constituirea tribunalului. Eu vreau să vă spun omenești ca scriitor. Da. Iliescu nu a fost trimis la canal, nici măcar... Bun, până la urmă a avut o viață bună. Și director de editură... Haideți să vă spun ceva, țineți-vă gândul, așa, apropo, că eu cred că e interesant. Bunicul meu, care a murit de câțiva ani, a fost frizer personal lui Iliescu. Ah, este un așa. La Timișoara. Da? Când era acolo. Era fan Iliescu, deci bunicul meu, dacă ar trăi acum, nu m-ar vedea cu ochi buni că i-am trimis în judecată idolul. Și acum eu am și studiat, am și scris, când a fost trimis la Timișoara, era totuși membru al CPX. Adică eu știu ce înseamnă de la Stalin sau de la Dej, uitați-vă, la Pauker, adică excluderea. Până la urmă mori în pușcărie sau mori anonim. Bun, dacă s-ar face un film, ar fi nefiresc, neverosimil să-l imagineze pe Ion Iliescu având coșmaruri, văzând, revezând imaginea celor doi morți? Mă întreb așa. Nu. Și vă răspund de ce. Pentru că un om bântuit de coșmaruri nu trăiește 90 și ceva de ani. Da. Din punct... Acum îi doresc fostului președinte să mai trăiască și să fie verde la minte cel puțin încă 10 ani. Deci funcționează, ce funcționează la el? Că eu nu sunt un politic. Funcționează
acum nu sunt nici eu psiholog sau ceva, funcționează o capacitate de detașare extraordinară. De detașare, sau de autoexplicare, de justificare. Posibil și asta. Cert e că un om hăituit, bântuit de remușcări, cu privire la 850 de morți, mii de răniți, persoane distruse, familii distruse, fostul șef executat ca un câine la zid, nu trăiește liniștit. Stresul intern duce la o degradare fizică astfel încât nu trăiește un astfel de om atât de mulți ani. Foarte bună. Eu așa zic. Nu sunt psiholog, nu am pregătire în domeniu, este doar o opinie personală cu o doză de umor, cred eu, dar adevărată.